Binecuvântat să fie numele Domnului. Îi mulțumim noi că în seara aceasta, prin harul și ajutorul Domnului, suntem din nou și la casa Domnului. Cei mai mulți dintre noi au fost și azi dimineață. Și ne bucurăm că Domnul ne-a binecuvântat cu o zi frumoasă în care am putut să ascultăm cuvântul, am putut să cântăm, am putut să ne rugăm. Și toate acestea pentru a ne apropia mai mult de Domnul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Frați și surori, s-a citit în seara aceasta un pasaj din Sfintele Scripturi, din Roman, capitolul 13, versetul 12, 13 și 14. Și am vrea să-l recitesc din nou ca să fie proaspăt în mințile noastre și în inimile noastre. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în cercuri și în pisma, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i preziți poftele. Amin. Așa cum spunea fratele Iosif, este un pasaj scurt, dar are foarte multe lucruri ca să ne spună. Aici când Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Dumnezeu, spunea noaptea aproape a trecut, nu se referă la noaptea care o trăim noi o zi, o noapte, o zi, o noapte. Este vorba despre o noapte a întunericului, a păcatului. Atunci când spune să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, nu se referă la întuneric de afară, desigur, se referă la păcat, la întunericul acesta a lumii în care trăiesc păcătoși, să ne dezbrăcăm de tot ce poate fi fapte ale păcatelor și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, adică cu fapte duhovnicești, cu, dacă vreți, cu armătura Duhului Sfânt pe care o amintește Apostolul Pavel în Efeseni. Lucrul acesta îl spun pentru că trebuie să interpretăm și să înțelegem cuvântul Domnului, pentru că nu întotdeauna ceea ce scrie acolo înseamnă exact același lucru. Domnul Iisus a spus că cuvintele Lui sunt duc și viață și noi trebuie să le luăm așa și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Haideți, fraților, să parcurgem acest pasaj din Sfânta Scriptură în care eu am găsit cel puțin patru nu-uri. În patru locuri aici se scrie în versetul 13 în trei locuri și apoi în versetul 14 într-un loc, ni se spune deci de patru ni se spune nu cu nu mare. Pentru copiii Domnului care vor să se îmbrace cu Hristos, care normal ar trebui să fie dezbrăcați de hainele întunericului, de fapte păcătoase, de tot ceea ce caracterizează lumea de afară sau lumea din întuneric, toți cei ce doresc să trăiască așa, să se îmbrace, să trăiască ca în timpul zilei, adică faptele lor să fie fapte care să poată să fie văzute, fapte care să-L laude pe Hristos, fapte care să contribuie la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Dacă vrem să trăim așa, va trebui să spunem nu acolo unde Scriptura spune să spunem nu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Va trebui să ne îmbrăcăm sau să ne echipăm să trăim și să gândim așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos când a fost pe pământul acesta. Să ne reamintim că Domnul Iisus Hristos a trăit printre noi. Aproximativ 33 de ani și jumătate a trăit printre noi. A fost om ca și noi. Exact ca și noi. A mâncat, a dormit, s-a culcat. Probabil cândva a și râs, a zâmbit. A fost un om ca și noi. Sigur că a avut o dublă natură. A fost Dumnezeu în același timp, pentru că a fost zămislit de la Duhul Sfânt. A avut o natură dumnezeiască, dar a avut și o natură omenească. A fost ca și noi. Dar în toate acestea, Domnul Iisus Hristos n-a păcătuit deloc, slăvit să fie numele Domnului. Așa a fost posibilă mântuirea noastră, pentru că El a spus nu întotdeauna când a trebuit să spună nu. La orice ispită, la orice tentație, la tot ce a venit și diavolul l-a ispitit, pentru că și pe el diavolul l-a ispitit, așa cum ne ispitește pe noi, Domnul Iisus Hristos a spus nu. Și știți de când a spus nu? Credeți că la 30 de ani a început să spună nu? De când a fost mic. De când a fost mic, sigur că, să nu vă închipuiți că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit cu păcate sexuale la 3 ani.
Nu. Diavolul a ispitit pe măsură ce a crescut, pe măsură ce a început să vadă, să înțeleagă. Diavolul a ispitit așa cum îi ispitește și pe noi. Cum ne ispitește și pe noi. Dar Domnul Iisus Hristos a trăit fără păcat și a putut să spună nu. Și El ne îndeamnă, Cuvântul Domnului, îndeamnă să ne echipăm cu același fel de gândire cu care a gândit Domnul Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute lucrul acesta. Poate veți gândi, dar cine poate să trăiască o viață cum a trăit Domnul Iisus Hristos? Pentru a te îmbrăca cu Hristos a însemna a trăi cum a trăit Hristos. Oare e posibil ca noi, oameni de rând, să trăim cum a trăit Hristos? Sigur că nu o să putem să trăim într-un fel cum a trăit Domnul, adică fără păcat. Că deja suntem păcătoși. Spuneam David, în păcat la zile scrit mama mea. Suntem deja cu natură păcătoasă. Dar putem să gândim ca și Hristos. Să spunem nu acolo unde trebuie să spunem nu. Și Domnul să ne ajute lucrul acesta. Haideți împreună să vedem acest pasaj acolo unde Duhul Domnului ne spune să spunem nu. Și El spune așa. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în cheful și în bețiri. Amin? Amin. Spunem toți nu? Amin. Nu în cheful și în bețiri. Sigur că nici nu este caracteristica Bisericii Pentecostale sau a Bisericii Domnului Iisus Hristos ca să trăim în chefuri, în petreceri și în bețiri. Aș vrea ca să întăresc lucrul acesta pentru că Duhul Domnului îl mai spune și prin Apostolul Petru. Și dacă veți căuta în Petru 1 Petru, capitolul 4, veți vedea că același lucru Duhul Sfânt îl transmite și prin Apostolul Petru. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel din gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în vremea care a mai rămas de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă fericită? Nu, vă batjocoresc. Vă batjocoresc de ce? Pentru că nu alergați cu ei împreună, unde? La beții, la desfrânări, la curvii, la chefuri, la slujirii dolești. Cândva toate acestea erau fapte de rușine. Acum 50 de ani, 60 de ani, acestea erau fapte de rușine. Lumea se rușina. Astăzi, în cultura occidentală, acestea au ajuns virtuți. Curvia, adulterul, pe se vorbește, dacă vreți, și în presă, și la televizor, și pe unde vreți, pe internet. Sunt socotite ca și virtuți aici. Și ei, oamenii aceștia, nu se rușinează să le afișeze astăzi. Înainte cu 50-60 de ani, oamenii aveau mai multe rușine. Se rușinau de lucrul acesta. Dar nu astăzi. Trăim într-o societate așa de putredă și așa de păcătoasă și așa de imorală, dar Domnul să ne ajute să ajungem la capătul alergării noastre. Să ne întâlnim cu Domnul. Este o lume imorală, este o lume murdară, este adevărat. Ne întâlnim peste tot cu păcatul, ne întâlnim peste tot cu lucruri păcătoase și e nevoie, cu atât mai mult, să spunem de fiecare dată nu. Nu bețiilor, nu chefurilor, nu petrecilor, nu întotdeauna când trebuie spus nu. Dacă vreți, pot să vă aduc în fața noastră doi oameni care sunt socotiți titani ai credinței. Oameni pe care Dumnezeu i-a folosit nu ca și pe noi. Oameni pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar. Să vedeți ce s-a întâmplat atunci când au avut o clipă de neatenție. Pentru că veți putea spune, bun, dar Biblia spune ca să mai iei și puțin vin, îi spunea lui Timotei, pentru stomac. În Biblie putem citi adeseori că oamenii au băut vin. Deși scrie să nu vă îmbătați de vin sau să nu vă îmbătați de mult. Dar oamenii au folosit vinul. De ce ar fi păcat să bem un pahar de vin? De ce ar fi păcat să bem un pahar de alcool? De ce ar fi păcat să bem o bere? E păcat să bem o bere? E păcat să bem un pahar de vin? E păcat să mergem la balul bobocilor, sau nu știu cum îi spune atunci când graduează copiii noștri, când termină secundarul? Categoric este păcat și trebuie spus nu. Amin? Ce se întâmplă acolo la un bal, la o petrecere? Știți ce se întâmplă?
Acolo se adună colegi, colege, acolo sunt droguri, acolo sunt țigări, este tutun. Acolo va fi dans, acolo vor fi, va fi alcool, acolo copiii aceia se vor îmbăta și la un moment dat vor face fapte de rușine. Și la un moment dat nu-și vor nici măcar aminti ce au făcut. Își vor pierde toată responsabilitatea și nu mai știu nici măcar ce au făcut. De aceea, frați și surori, vă invit, sfătuiți copiii voștri când au asemenea întâlniri, chiar dacă este ultima întâlnire, de la colegiu, de la secundar sau unde ar fi. Nu-i trimiteți acolo. Nu-i lăsați să meargă acolo. Pentru că nu e locul nostru acolo. Nu se potrivește petrecerea, cheful, bețile cu Biserica lui Dumnezeu. Amin? Amin. Deci, frați și surori, dacă vă amintiți, în Genesa, în capitolul 9, Biblia ne vorbește despre un om, un om deosebit, Noe. Nu vă spun toată povestea, toată istoria lui, dar dumneavoastră știți cum Dumnezeu l-a folosit pe Noe ca să salveze omenirea de la potop. Dar în pasajul acesta spune așa, fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau Sem, Hat, Iafet, Ham era tatălui Canaan. Aceștia au fost cei trei fii al lui Noe. Și din ei s-au răspândit oamenii peste tot pământul. A fost de o extremă importanță Noe în ochii lui Dumnezeu. Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. E păcat să sădești vie? Nu-i păcat. Și frate de Ghiță are, și eu, și mulți avem vie acasă. Spune, a băut vin și ce-a urmat după ce-a băut vin? S-a îmbătat. Noe, titan al credinței. Omul care Dumnezeu a salvat omenirea. La un moment dat, a băut așa de mult vin, nu s-a mai putut opri la un pahar. Așa cum ar fi fost poate normal pentru unii. S-a îmbătat, spune cuvântul Domnului, și dacă s-a îmbătat, ce a făcut? S-a dezgolit în mijlocul portului, adică în casa lui. Dar el avea familie, avea copii, avea copii mari. S-a dezgolit, s-a dezbrăcat și unul din copii l-a văzut. Urmă l-a blestemat pe acel copil. Vedeți ce se întâmplă atunci când bei vin? E păcat să bem vin, frați și surori? E păcat să bem alcool? Eu cred că este păcat. Domnul să ne ajute să putem să spunem nu. Amin? Aș vrea să vi-l aduc în fața dumneavoastră și pe Lot. Genesa, capitolul 19, de la 30. Este tot în Genesa, capitolul 19. Omul acesta, Biblia îl declară neprihănit. Neprihănitul Lot care chinuia zilele acolo la porțile Sodomei și Gomorei. Era nepotul lui Avram. Sigur că a profitat de această de anturajul lui Avram și a crescut ca un om neprihănit pe lângă Avram. Dar uitați ce s-a întâmplat după ce a fost scăpat. Lot a ieșit din Țoar și a rămas pe munte cu cele două fete ale lui, că s-a temut să rămână în Țoar. A locuit într-o peșteră cu cele două fete ale lui. Cea mai mare a zis cele mai tinere. Tatăl nostru este bătrân. Și nu mai este niciun bărbat în ținutul acesta ca să intre la noi după obiceiul tuturor țărilor. Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin și să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea și cea mai mare s-a dus și s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat, nici când s-a sculat. A doua zi, cea mai mare, a zis cea mai tinere. Iată, eu m-am culcat și așa mai departe. Ați înțeles ce am vrut să vă spun. Acest om neprihănit. Ce căuta vinul în casa lui? Ce căuta vinul cu el când a trebuit să scape în repezeală și să fugă? N-a putut să lase vinul acolo unde trebuia să rămână? Este adulter, este prima dată când se amintește despre un adulter în Biblie. Adulter. Neprihănitul Lot. Și adulter. Sau incest, dacă vreți. Incest. Mai urât. Mai rușinos, pentru că e greu și să pomenești acest cuvânt. Incest. Neprihănitul Lot și incest. Să potrivesc aceste lucruri? Domnul să ne păzească. Domnul să ne păzească de vin, de alcool, de toate acele lucruri care se întâmplă acolo, unde când oamenii merg la petreceri, la checuri și la beții, se întâmplă toate aceste lucruri. Este chiar o vorbă în România, de la bal la spital. Și s-a întâmplat adesea.
de la bal, de la petrecere, s-au luat la bătaie și câți au ajuns pe la spital, că s-au bătut, că n-am mai știut ce au făcut. Dar Domnul să ne ajute să avem parte de petrecerile noastre în casa Domnului. Și noi ne bucurăm. Ne bucurăm când plângând în prezența Domnului, ne bucurăm cântând, ne bucurăm în rugăciune, ne bucurăm în ascultare de cuvântul Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Un alt nu în care ne spune Duhul Domnului să spunem nu în seara aceasta, spune nu în curvii și în fapte de rușine. Apostolul Pavel spune că trupul este făcut pentru Hristos, nu pentru curvie, nu pentru păcatul acesta. Pentru că curvia este un păcat sexual care se întâmplă între două persoane care nu sunt legate prin căsătorie. Și Biblia condamnă în mai multe locuri curvia. Și spune curvia sau adulterul. Biblia îl condamnă categoric și spune că curvarii nu vor intra, vor fi afară, nu vor intra niciodată în Împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos referitor la lucrul acesta. Matei, capitolul 5, începând de la 27. Matei, capitolul 5, de la 27. Spune așa. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Așa se spunea în lege. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu fie aruncat tot trupul în ghenă. Apoi ultimul verset spune, dar eu vă spun că oricine își lasă nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Cine spune lucrul acesta? Îl spune Biserica Pentecostală? Nu. L-a spus Domnul Iisus Hristos. Dacă în vechime era păcat atunci când se consuma această faptă, Domnul Iisus Hristos spune când un om sau o femeie sau o persoană privește la altă persoană și o poftește și dă curs acestei pofte, această poftă se finalizează prin păcat. Și odată păcatul săvârșit, păcatul aduce moarte. Este mult, mult, standardul este mai ridicat mai sus. Când cineva privește la o persoană și o poftește sexual, omul acela, dacă nu-și întoarce privirea și dacă nu fuge de acolo, omul acela spune cuvântul Domnului că a păcătuit. Aș vrea să vă mai citesc din Efeseni, capitolul 5, începând de la versetul 3, să vedem ce spune Sfântul Apostol Pavel cu privire tot la lucrul acesta. Curvia sau orice astfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine în ochii sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe necripsuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Amin. Mult mai multe lucruri continuă Pavel aici ca să le spun. Dar trebuie să ne intre foarte bine în minte. Niciun curvar nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. În Apocalipsa este scurtat în ultimele două versete. Afară vor fi, și spune afară, vor fi câini, vor fi ucigași, vor fi fricoși, vor fi curvari. Toți aceștia, toți care fac asemenea fapte, care sunt dure, numai când ne spunem cuvintele acestea, spune că nici n-ar trebui să se pomenească între voi. În sensul să nu există niciodată între voi asemenea persoane care să trăiască asemenea păcate. Domnul să ne ajute, să ne ajute să spunem din toată inima nu și acestor obiceiuri. Amin? Ni se spune în Evanghelie, la Domnul Iisus Hristos l-au adus odată farisei, au adus o femeie și spune femeia aceasta, învățătorul, a fost prinsă chiar în păcatul ei, când săvârșea prea curvie. Sigur că i-au adus acolo doar pe femeie. Ca și cum femeia aceasta a fi păcătuit singură, nu și bărbatul care a păcătuit. Și au condamnat-o și spune, Doamne, legea ne poruncește să o omorim cu pietre. Tu ce ești? Pentru că voiau să-l învinuiască pe ei și să-l prindă. Și Domnul Iisus Hristos a spus, cel din tâi se dea în ea, cel care nu are absolut niciun păcat. Și tot s-au spune gândul că acolo i-a mustrat cugetul și au ieșit rând pe rând afară și a rămas în mijloc femeia și a mai rămas și Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos scria ceva pe pământ
Și s-a uitat la femeie și i-a spus, unde sunt părșii tăi? Nu te mai osândește nimeni. Și a spus, nimeni, Doamne. Și a spus, du-te și să nu mai păcătuiești. Aș vrea să înțelegem un lucru. Domnul condamnă păcatul. Domnul condamnă păcatul. Curvia, minciuna, orice ar fi, dar nu pe păcătos. Pe păcătos îl iartă, slăvit să fie Domnul Domnului. Pe păcătos are milă de el. Dacă își recunoaște păcatele și dacă vine la Domnul ca să primească iertare. Aș vrea să trecem, pentru că și timpul trece foarte repede, la un alt nu. Nu în certuri și în pismă. Am încercat să traduc cuvântul acesta pismă, pentru că noi nu-l folosim în zilele astăzi decât foarte rar. Înseamnă ciudă, gelozie, invidie, probabil invidie este cel mai apropiat de ce folosim noi acum, necaz sau ranchiudă. Aceasta înseamnă pismă. Și cuvântul Domnului spune să nu trăiți, trăiți frumos ca în timpul zilei, nu în certuri și în pismă. De unde vin certurile? Apostolul Iacov ne spune lucrul acesta în capitolul 3 cu 14 și ar vrea să vi-l citesc repede. Dar dacă aveți în inimă, în inima voastră, pisma mare și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus și este pământească, firească, drăcească, spune apostolul. Ci fie, în versetul 14 din capitolul spune așa, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Apostolul Iacov spune aici și referitor la pismă și la certuri, chiar dacă ești înzestrat cu înțelepciune, ca să vorbești, să vorba despre învățător, dacă citiți mai sus, chiar dacă poți fi un învățător bun și poți să fii priceput în a vorbi, dacă ai pismă și duh de ceartă în tine, toate acestea sunt așa de contaminate de invidie, de gelozie, de toate acestea, încât spune aceasta este o lucrare pământească, este firească, este chiar drăcească, spune ea. Deci cât de important este ca să ne ferim de acest păcat pe care poate uneori nici nu l-am băgat în seamă. Probabil că multora ni s-a întâmplat de dorit să fim câteodată geloși sau invidioși, așa, pe nesimțite, fără să ne dăm seama. Ne cuprinde invidia sau gelozia de la anumite lucruri pe care poate le vedem la alții și noi nu le avem. Domnul Iisus Hristos să ne păzească. Domnul Iisus Hristos să ne curățească. Ceea ce e foarte minunat la toate acestea, dar putem spune nu. Dar dacă cumva am greșit, spune Domnul în Ioan, avem la Tatăl, avem un mijlocitor, dar avem pe Domnul Iisus Hristos, că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, slăvit să fie numele Domnului. Așa mult îmi place acest verset, pentru că dacă ar fi spus că numai ne iartă, ne-am fi confruntat mereu și mereu cu aceleași păcate. Și din nou am fi trebuit să mergem la Domnul, că probabil din nou cădeam și din nou ar fi trebuit să-i cerem iertare. Dar acolo spune că dacă ți-l mărturisești, El este credincios și drept să te ierte, dar și să-l curățească, să-l scoate din viața ta, slăvit să fie numele Domnului. Deci, frați și surori, haideți să spunem și la ceartă, haideți să spunem și la invidie, și la pismă să spunem nu din toată inima. Apostolul Pavel le scrie celor din Corinteni și spune în Corinteni, în 1 Corinteni, capitolul 3, aș vrea să vă citesc acest pasaj. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Apostolul Pavel vorbea unei biserici, care în mod normal trebuia să fie duhovnicească. Dar Apostolul Pavel spune, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, când nu ați putut să le suferi, nu puteați să le suferi.
Și nici chiar să nu le puteți suferi, pentru că toți lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. O biserică a Domnului, căruia Apostolul Pavel trebuia să scrie lucruri duhovnicești, dar pentru că ei se ocupau cu certuri, se ocupau cu dezbinări, erau invidioși unii pe alții, erau geloși unii pe alții, erau ranchinoși unii pe alții, Apostolul Pavel îi tratează și spune, voi sunteți lumești. Voi sunteți lumești, sunteți undeva într-un stadiu foarte la început în Hristos. Nu vă pot vorbi decât pe lucruri lumești, pentru că voi nu înțelegeți nimic. Domnul să ne păzească, pentru că vedeți noastră ce ravagii face și certurile și dezbinările și spune că unde sunt certuri și sunt dezbinări, este și multă tulburare. Și Domnul să ne păzească și să păzească biserica noastră. Până aici, Domnul ne-a binecuvântat și ne bucurăm de pace și am dorit ca Domnul în continuare să ne cuvânteze și ne bucurăm de pace în biserica noastră. Un alt nu la care trebuie să spunem nu este în celălalt verset, în versetul 14, spune, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să nu-i treziți poftă. Deci nu purtați grijă de firea pământească. De ce? Purtându-i grijă la firea pământească, îi poți trezi poftă. Dar care sunt poftele firii pământești? Sigur că Apostolul Pavel nu ne spune care sunt poftele firii pământești, însă în Galateni, capitolul 5, ne vorbește care sunt faptele firii pământești. Și până să ajungi la faptă și la păcat, prima dată poftești, că așa se întâmplă. Prima dată vezi, apoi poftești, ai dat curs poftei, ea se finalizează în păcat și apoi în moarte. Și Apostolul Pavel descrie și toate faptele firii pământești. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăștile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidere, bețiile, înguibările. Sunt destule? Sunt o grămadă. Dar nu spate. Apostolul Pavel spune și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Acestea sunt faptele firii pământești, care sunt fructul poftelor firii pământești, dacă vreți. Odată ce am poftit, vom ajunge aici, la faptele firii pământești. Domnul să ne păzească. N-aș vrea să vorbesc despre aceasta. Acestea sunt faptele întunericului. Dar sunt câteva lucruri care spune aici Biblia și lucruri asemănătoare cu acestea. Lucruri asemănătoare cu acestea, despre care Biblia nu vorbește aici. Dar puteți să puneți dansul, drogurile, țigările, schimbări de sex și alte lucruri asemănătoare cu acestea, pe care Apostolul Pavel le-ar fi putut continua, dar nu le-am continuat aici. Poate veți spune, și am auzit lucrul acesta, dar e păcat să dansezi? Bă, am auzit pe cineva, chiar cred că fratele Iosif a auzit pe cineva, dar în cer nu o să se danseze? O să fie boare, o să fie plat. În cer nu o să se danseze? Nu e timp ca să discutăm despre dans. Dar cei care au fost în lume și care au dansat, știu ce înseamnă dansul și știu unde te poate duce dansul. Și ce ar însemna ca un frate și o soră să se apropie nepermis de mult unul de celălalt ca să danseze și sunt anumite melodii pe care trebuie să le dansezi foarte aproape. Vă imaginați biserica Domnului într-un asemenea hal? Eu niciodată. Domnul să ne păzească. Suntem, cred că fratele Ghiță are 70 și ceva de ani și nu prea a dansat la viața lui, din câte știu eu. Eu am 55 și nici eu n-am dansat. Și nu se moare dacă nu dansez. Dimpotrivă. Îl slăvim pe Domnul că ne-a binecuvântat și ne păzim de păcat. Și ne păzim de tot ceea ce ne poate întinge spre păcat. Pentru că spune cuvântul, feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Amin? Amin. Și totuși, trebuie să ne ferim de aceste lucruri. Vă spun că trebuie să mai vorbească și fratele Iosif. Uitați-vă la mine, dar trebuie să vă spun că și fratele Iosif mai are de vorbit ceva. Va trebui să concluzioneze. Noi ne părțim în seara aceasta în două categorii. Suntem oameni născuți din nou, în care Dumnezeu a pus o natură nouă și pornirile noastre sunt îndreptate spre neprihănire. Adică întotdeauna dorim să slujim pe Domnul, dorim să-i placem Domnului.
Și tot între noi sunt oameni care nu sunt născuți din nou, care n-au avut această întâlnire cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, și care încă nu au această natură dumnezeiască. S-ar putea să fie între noi oameni care să fie avut o altă categorie, să fie avut nașterea din nou, să se fi născut din nou, să fi avut o întâlnire personală cu Domnul și să fi căzut de la această poziție. Frați și surori, Biblia este foarte categorică. Nici curvarii, nici mincinoșii, nici hoții, nici cei ce se ceartă nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl știți foarte bine. Ce-i de făcut? Dacă totuși cineva a căzut în asemenea păcate, dacă a căzut în păcate curvie sau minciună sau ceartă sau chefuri, beție, oricare ar fi, trebuie să mergem înapoi la punctul de pornire. Trebuie să vedem dacă în viața noastră a avut loc cu adevărat o naștere din nou. Dacă n-a avut, dacă pornirile noastre sunt încă spre păcat, fiți siguri că nu sunteți născuți din nou. Dacă încă în noi există această dorință și plăcere de a păcătui, natura noastră nu este dumnezeiască. Și atunci nu e nimic altceva de făcut decât să ne întoarcem, să ne prăbușim și să capitulăm la picioarele Domnului Iisus Hristos. Nu există o altă ieșire pentru cei ce vor să fie mântuiți decât să se întoarcă din nou la Domnul Iisus Hristos, să-și recunoască păcatul și să-L privească din nou pe Domnul și să-L roage să reînnoiască viața, să dea natura aceea nouă. Cu toată dorința noastră și cu toată voința noastră și dorințele noastre bune de a sluji pe Dumnezeu, fără o natură nouă, fără o noire care o face Duhul Sfânt, fără natură dumnezească, nu vom putea fi plăcut Dumnezeu. Vom greși și vom păcătui mereu. Aceasta este soluția. Cei ce n-ați cunoscut niciodată nașterea din nou, va trebui să aveți o întâlnire personală cu Domnul și să fiți născuți din nou, că altfel nu se poate intra în Împărăția Dumnezeu. Iar cei care ați avut-o și ați scăzut de la această stare, trebuie să se întoarcă din nou la punctul acesta. Ca să primească din nou nașterea din nou. Pentru că și să-L roage pe Domnul mereu și mereu să aibă o viață curată și sfântă. Vedeți, dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos i-a spus odată ucenicilor că ochiul este lumina trupului. Și dacă ochiul acesta este murdar, este întunecat, este un întunerică în tot trupul, dar dacă ochiul este curat, tot trupul este plin de lumină. Vedeți, dumneavoastră, în momentul ce vă uitați la mine, dumneavoastră, priviți mereu din ochi și vă spălați ochii mereu și mereu. Este un reflex care îl avem. Ochiul trebuie totdeauna să fie curat. Ochiul acesta este conștiința noastră. Duhovnicește este conștiința noastră. Conștiința noastră trebuie să fie mereu și mereu și mereu curată înaintea lui Dumnezeu. Dacă este pătată cu un păcat, că e curvie, că e minciună, cu altceva, și nu-l spălăm, așa cum ochiul spală repede, să știți că conștiința aceea va deveni întunecată. Ochiul nostru spiritual se va întuneca și va fi un tuneric și ce tuneric va fi în tot trupul nostru, sau dacă vreți, în toată spiritualitatea noastră. Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem la Scriptură, să experimentăm, dacă n-am experimentat naștere din nou, cei ce am experimentat-o, să trăim în natura dumnezeiască și să slujim pe Domnul. Și dacă sunt dintre cei care au căzut de la aceasta, să se întoarcă din nou la Domnul, că Domnul poate să facă lucrul acesta. Amin. Amin. Frați și surori, nu cred că mai este potrivit să mai adaug și eu la ceea ce s-a spus deja. Eu cred că dumneavoastră, care ați ascultat cu atenție, ați luat aminte, ați putut să învățați, să înțelegeți împreună cu mine, că viața de credință, viața unui om mântuit, înseamnă o viață în care trebuie să spunem multor lucruri și sunt lucrurile acelea care nu-i plac lui Dumnezeu. În al doilea rând, viața de credință înseamnă îmbrăcare cu Hristos și cred că lucrul acesta este un lucru foarte important și dacă Domnul ne ajută, va veni vremea să vorbim și despre ce înseamnă să fim îmbrăcat cu Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Toți împreună să mulțumim Domnului pentru acest cuvânt. Îndemnul și mustrarea sunt care vieții. Și dacă vrem să ajungem în cer, trebuie să ne pocăim fiecare dreptul nostru. Cred că avem nevoie de pocăință. Nu cred că e cineva în seara aceasta care să ridice mâna sus să spune eu nu mă includ în niciuna din stările care au fost citite și exprimate aici. Ceea ce vrea Dumnezeu să ne dea încă un moment de har, un moment de îndurare. Și-a dat cu toții înaintea Domnului să venim și să ne cercetăm.
Se mulțumim Domnului când dragoste ne mustră, ne vorbește, ne avertizează că ne vrea cu gelozie pentru El. Se mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să ne dea putere în zile ce le trăim pe acest pământ, să semănăm cu Hristos. Doar semănând cu El, vom fi cu El și Domnul să ne ajute. Și apoi să ne plințăm în brațul Domnului cu tot ce avem ca să fim pe placul Lui. Amin.